Nu mă tem. Nu mă tem. A, nu vă teme, ce-am zis că nu trebuie. Nu mă tem, dar nu mă tem. Să se bucură când vede așa ceva. Domnul Alun? Da. Mă interzim, vă rog. Ce scuze. Să rețin șefii. Suntem gata? Stimați reprezentanți ai mass media, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați onorat invitația noastră. Stimați prieteni, stimați cetățeni, eu numesc Ștefan Gligor și sunt președintele Partidului Schimbării. Sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru că candidez la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Cei care urmăresc agenda politică și civică știu că sunt un om direct, că nu am frică, că nu accept minciuna și cred în dreptate și justiție. Vin astăzi în fața dumneavoastră cu echipa Partidului Schimbării, candidații la funcția de primar în 4 localități ai municipiului Chișinău, un candidat în municipiul Chișinău și candidați la funcția de consilieri municipali și locali. De asta stau astăzi cu colegii mei în fața dumneavoastră. Vă cer susținere și un vot de încredere pentru mine și echipa Partidului Schimbării. Locuiesc în Chișinău de 25 de ani. Aici am absolvit facultatea, aici m-am căsătorit, aici îmi cresc copiii, îmi construiesc casa și aici îmi văd viitorul. În ultimii 7 ani am avut sute de apariții la televiziune și pe rețele sociale, în care v-am vorbit despre faptul că statul are o mare putere de a-și ordona viața propriilor cetățeni. Dar puterea în statul nostru a fost uzurpată. Iar corupția și crima organizată domină instituțiile și economia. Iar un stat fără dreptate, fără justiție, este un stat fără viitor. Cei care m-au urmărit, pe mine și colegii mei, știu că am fost consecvent. Că nu m-am ascuns și nu am cedat la greu. Am rămas cu dumneavoastră aici în Chișinău și vor rămâne mai departe cât voi fi. Când societatea era în pericol, iar puterea a fost uzurpată, puțini au avut curajul să vorbească. Noi am fost între ei. Am mers public și fără nicio ezitare împotriva regimului lui Plahotniuc. Dar și a succesorilor lui, pentru că sunt peste tot. Nimeni nu mă poate acuza și echipa mea de lașitate. Am fost educat de părinții mei să trăiesc viața fără umbră de frică. Asumat consecvent, cu capul sus și le mulțumesc pentru asta. De ce vă spun aceste lucruri? Vă spun asta pentru că municipiul Chișinău are nevoie acum ca niciodată de consilieri locali, consilieri municipali și oameni care nu pot fi intimidați, nu pot fi speriați, nu pot fi șantajați și, cel mai important, nu pot fi cumpărați. Vă spun asta pentru că acum e nevoie ca niciodată de un primar general al municipiului Chișinău care nu poate fi intimidat, nu poate fi șantajat și, cel mai important, nu poate fi cumpărat. Așa cum noi bănuim, s-a întâmplat de multe, multe ori în ultimii 4 ani. Suntem la 300 de metri de 1,4 hectare de pământ. Aici, pe dreapta noastră,
pe stânga dumneavoastră, stimați privitori. Lângă unic, au fost vândute de primăria lui Ivan Ceban și Consiliul Municipal la preț derizoriu. Nu s-a întâmplat nimic. Suntem la 2 km de Alexei Matievici 109, unde în zona S specială, teren destinat grădiniților, școlilor și instituțiilor publice, compania X Factor, cu ajutorul echipei lui Ivan Ceban și anume Victor Chironda, Svetlana Dogotaru și Adrian Tkaci, au permis construirea unui bloc locativ cu 7 nivele în centru istoric. În loc de școală, în loc de grădiniță, în loc de instituție publică. Asta este incompetență? Sau asta este corupție? Ați auzit bine? Certificatul de urbanism pentru această construcție a fost prelungit după expirare de Victor Chironda, care se vrea primar și care o face pe David în lupta cu Goliaful Ceban. Doi penibili. Acel Victor Chironda care acum se vrea salvator a Chișinăului, a Moldovei și a parcursului european. Salvator de pericolul de est, venit din est. Asta după 2 ani de funcție, în postura sa de adjunct a lui Ivan Ceban, cu o mulțime de documente față de care eu personal am mari întrebări, semnate fiind în funcție. Ivan Ceban, tu nu ești Goliaf. Și nici Victor Chironda nu este David. Voi sunteți doi funcționari care trebuia să lumânciți, să lucrați în interesul cetățenilor. Dar în schimb ați preferat să semnați, elaborați și să permiteți implementarea unor documente care nu vă fac față. Ce s-a întâmplat parcursul acestor 4 ani? Veți afla pe parcursul sau în timpul campaniei electorale. Noi ne lansăm cu reținere pentru că abia ieri Comisia Electorală Circumscripție în ultima oră prevăzută din termenul prevăzut de lege ne-a înregistrat în această cursă. Dar să continuăm. Strada București 62, doar la un kilometru distanță de aici, acolo unde în locul monumentului istoric, Conacul Râșcanu de Rojinski, demolat cu cinism, sub pretextul restaurării fațadelor și replanificării încăperilor, a fostului conac, operează aceiași suspecți, compania X Factor și o companie obscură bănuită de afiliere cu Vlad Andronache. Acum, în locul conacului, care trebuia restaurat, avem un turn de 12 nivele și 5 nivele la stradă. Toate construite de X-Factor. Nici Ivan Ceban și nici autoritățile statului nu au făcut nimic în ultimii 4 ani ca să oprească acest obiect vădit ilegal din procesul de construire. Vă aduc aminte, e vorba de nucleu istoric, protejat prin lege. Astfel, în loc să aprobe planul urbanistic general și concepția de dezvoltare socioeconomică a municipiului, Ivan Ceban, ajutat de majoritatea Consiliului, consilierilor din Consiliul Municipal Chișinău, a permis aprobarea 6 planuri urbane zonale pentru complexe locative cu blocuri multietajate, votate de consilierii PSRM, Platforma DA, ŠOR, PUN, PCRM, PSDE și alții. S-a întâmplat în decembrie 2022. Ce oare îi unește pe toți acești oameni atât de diverși? Dorința de dezvoltare a Chișinăului sau corupția și incompetența? Decideți voi. Lista acestor obiecte infracționale este una lungă și noi nu avem timp
să-i dăm citire astăzi. La moment ne vom opri aici. Având în vedere cele spuse, stimați cetățeni, mă adresez către dumneavoastră. Dumneavoastră credeți că traficul din Chișinău este infernal pentru că sunt prea multe mașini? Credeți că transportul public este aglomerat pentru că nu sunt bani de troleibuze? Credeți că complexele cu mii de apartamente sunt construite fără școli, fără grădinițe? Pentru că cineva a uitat de ele? Credeți că e normal ca în Chișinău 3 din 4 cetățeni omorâți în trafic să fie pietoni? Vorbim de copii și de bătrâni omorâți pe trecerile de pietoni. Noastră chiar credeți că Ivan Ceban nu știe despre asta? Credeți că s-a apucat de securizat selectiv trecerile de pietoni abia în anul 4 de mandat pentru că îi pasă de viața și sănătatea dumneavoastră? Municipiul Chișinău se sufocă în gazele celor 250.000 de mașini. Pasagerii în troleibuse supraaglomerate la fel se sufocă. Iar copiii în școli și grădinițe cu până la 43 de copii într-o clasă de 25 de metri pătrați. Pentru că municipiul Chișinău, în primul rând, se sufocă de corupție și prioritățile electorale ale lui Ivan Ceban, care preferă să vă cumpere voturile, stimați cetățeni, pe bani publici luați în credit, cheltuiți pe scrinciobe de jumătate de milion bucata și pavaj pus peste rețelele inginerești putride. Când în 2019 alegerile parlamentare au fost fraudate prin votul uninominal și corupție electorală, iar viitorul părea mult prea întunecat, am lăsat ideea unificării societății împotriva regimului care a uzurpat toate instituțiile, pe vertical și pe orizontal. Acum vă cerem, stimați cetățeni, să vă uniți în jurul Partidului Schimbării pentru a nu da greș de data asta, cum s-a mai întâmplat în trecut. Atunci, în februarie 2019, am cerut politicienilor să se unească în interesul societății, chinuite de corupție și crima organizată. Acum vă cerem să ne unim împotriva corupției și pentru dezvoltarea municipiului Chișinău. O vom face în strictă conformitate cu concepția de dezvoltare socioeconomică a municipiului Chișinău, care nu a fost elaborată și aprobată până în prezent. Și, desigur, planul urbanistic general al municipiului Chișinău, care, deși a fost elaborat și aprobat încă în 2007, a fost suspendat prin aceeași decizie pentru sectorul istoric centru. Chișinău este o urbă haotică și coruptă, pentru că nu are documente fundamentale de dezvoltare aprobate și asta permite angajaților primăriei, consilierilor municipali și primarului general de Chișinău să facă ce vrea el din acest oraș, pentru că nu există reglementări. Atunci, câțiva ani în urmă, eu și colegii mei am fost câteva voci ferme pe fondul unei clase politice amorțite de propriul eșec și lipsă de viziune. Vocile noastre erau puține, dar erau ferme. Noi știam ce avem de făcut. Atunci am reușit, pentru că am fost auziți și susținuți de voi, cetățenii de rând. Voi ați impus politicienii de stânga și de dreapta să se unească pentru o cauză comună. Atunci părea că e suficient să eliminăm pe Vlad Plahotniuc și viitorul va fi prosper și democratic. Am fost naivi.
La 4 ani distanță, nimeni nu a răspuns pentru nimic. Și Chișinăul, hotelul național din spatele nostru, este o probă în acest sens. Un oraș mai obscur, un oraș mai corupt, nu veți găsi în Moldova. De asta, acum în 2023, vă îndemn să ne unim împotriva corupției și populismului. Vă cer respectuos să ne dați un vot de încredere, pentru că nu există un oraș mai important pentru viitorul Republicii Moldova. Și nu există o echipă mai capabilă să facă ordine, în primul rând, în primăria municipiului Chișinău. O altă echipă decât cea a Partidului Schimbării. Probabil vă întrebați, de ce am ales să ne lansăm în campania electorală aici, în fața Hotelului Național? Pentru că am venit aici să vă dăm tuturor un mesaj. Istoria luptei noastre, a celor de la Partidul Schimbării, pentru protejarea Hotelului Național, este o probă că corupția și crima organizată poate, trebuie și va fi oprită. Că nu e de capul lor. Noi suntem acea echipă care, fără ezitare și fără compromisuri dubioase, va sta în apărarea interesului public. Acest hotel, în spatele nostru, nu a fost demolat de Vlad Andronache și de Ilan Șor, cu permisiunea lui Ivan Ceban. Autorizația eliberată de acesta. Doar pentru că noi am făcut tot ce ne-a stat în putere să protejăm interesul cetățenilor și a statului. Ne lansăm în campania electorală din municipiul Chișinău, aici, în fața Hotelului Național, pentru că este un simbol al eșecului reformei justiției și organelor de urmărire penală. Un simbol al mediocrității și incapacității de administrare a municipiului Chișinău. Și cel mai important, un simbol al corupției sistemice din primăria condusă de Ivan Ceban și majoritatea consilierilor municipali controlați de acest primar. Proprietarul hotelului este un offshore controlat de Vlad Andronache. Exact ca și obiectul de pe București. Au avut nevoie de acest obiect ca să spele 10 de milioane de euro. Împreună cu Șor au pus la cale o mare operațiune și o mare escrocherie. Urma să fie construite 3 turnuri a câte 25 de etaje și circa 126.000 de metri pătrați aici. Pământul pe care noi stăm a fost dat lui Andronache pe gratis. Și chiar dacă contractul de arendă a fost anulat de Curtea Supremă de Justiție, primăria nu s-a grăbit ani de zile să execute hotărârea judecătorească. Ivan Ceban este unicul primar care a îndrăznit și a permis să elibereze autorizația de demolare acestei clădiri contrar condițiilor de privatizare din anul 2007. Condiții stabilite de stat, nu de municipiu, de statul Republica Moldova, Agenție pentru Privatizare, în prezent Agenție Proprietate Publică. Și aici vreau să-l întreb pe un alt candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău, pe domnul Lilian Carp, președintele Comisiei pentru Securitate, Apărare și Ordine Publică. Cum este posibil că voi, cei de la PAS, cu 63 de mandate, cu guvern și SIS, ați ieșuat să numiți un procuror general adecvat, iar la Procuratura Anticorupție ați numit-o pe Veronica Drăgălin, o persoană care nu corespunde vădit acestei funcții. O persoană care și-a luat pe adjunct pe Vasile Plevan, procurorul care trebuie investigat pentru clasarea ilegală a dosarelor penale. Și desigur pentru mușamalizarea prin clasarea acestor dosare a multiplelor scheme imobiliare din Chișinău și suburbii.
În acest sens am făcut investigații. Puteți merge pe pagina Partidului Schimbării și să le vedeți. Domnul Carp, cum se înscrie tot asta în promisiunile de meritocrație, filtre și vremuri bune? Și ce veți face la șefia primăriei Chișinău? Dacă având toată puterea în stat, în 2 ani și jumătate nu ați putut opri și investiga schemele imobiliare prin CNA, PA și Procuratura Generală? Cum se întâmplă că Ivan Ceban, cu toate problemele și ilegalitățile descrise de mine, astăzi este acoperit de organele de urmărire penală, precum că reformate de pas? Cum se întâmplă că noi, eu și vicepreședintele Partidului Schimbării, Sergiu Teofilat, trebuie să ne judecăm pentru interesul public cu Veronica Drăgălin și cu Vasile Plevan? Oare este asta reforma voastră a justiției și a organelor de urmărire penală? Cum se întâmplă că Ivan Ceban este unicul primar care a vândut cu acordul Agenției Proprietate Publică terenuri nedelimitate? Nu găsiți niciun alt primar în Republica Moldova care ar fi făcut acest lucru. Cum este posibil asta în momentul în care PAS respectă legea? Sau poate este o altă explicație. Cum se întâmplă că primarul Ceban face licitații de aproape 200 de milioane de lei pentru reconstrucția capitală a străzilor din centrul istoric al municipiului Chișinău? Atenție, reconstrucție capitală. Fără proiect, fără autorizații și fără consultarea Ministerului Culturii. Știți ce a făcut statul și guvernarea ca să sancționeze această cheltuială de rezorii de bani absolut ilegală? Pentru că nu este autorizație și nu este proiect, nu poți face reparații capitale fără ele, fără aceste documente. Știți ce a făcut statul ca să-l sancționeze? I-a dat o amendă unui șef de direcție. Acum vă spun eu, stimați cetățeni, ce se întâmplă. În realitate, guvernarea are 2 candidați în aceste alegeri. Unul oficial, domnul Carp, și unul neoficial, deghizat. Un nou născut, pro-european, pe nume Ivan Ceban. Va lua probabil timp să vă convingeți că am dreptate. Dar campania electorală abia a început și timp mai este. Stimați prieteni, simbolul electoral al Partidului Schimbării în aceste alegeri locale este chipul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Eu sunt onorat să-i port numele și vă asigur că voi urma exemplu și vom apăra interesele statului și dreptatea. Republica Moldova are nevoie de o schimbare. O schimbare a elitelor politice, a modului de administrare a municipiului Chișinău și de o victorie fermă și clară în lupta cu schemele imobiliare și corupția din Chișinău. Eu vă îndemn să susțineți echipa Partidului Schimbării în toate localitățile unde avem candidați. Să votați nu doar pentru candidații noștri la funcția de primar, dar și pentru consilierii locali, consilierii municipali al Partidului Schimbării. Iar acolo unde avem consilieri raionali, vă rugăm să vorbiți, să îndemnați prietenii, rudele să ne susțină. Noi vom face un alt fel de politică. Noi vom aduce schimbarea, dar o putem face doar cu ajutorul dumneavoastră și de asta vă cerem susținere. Eu vă mulțumesc mult și transmit cuvântul domnului Sergiu Teofilat, vicepreședintele Partidului Schimbării, un expert notoriu în domeniul problemelor energetice și un luptător pentru dreptate. Sergiu este unul din acei oameni care fără ezitare, fără umbră de frică, a mers împotriva regimului lui Plahotniuc, Dodon, Șor și astăzi
face tot ce stă în puteri ca viața în Moldova să fie un pic mai bună. Sergiu, te rog. Mersi. Da. Bună ziua, dragi prieteni, salutări celor care ne urmăresc. Eu, sincer, mă bucur să văd alături de mine oameni care au decis să aloce din timpul lor personal, din bani... Tare, nu se aude? Nu, doamne. Hai să încercăm să vorbim mai tare. Eu mă bucur foarte mult că astăzi alături de noi sunt oameni care au decis să aloce din timpul lor personal, din banii lor proprii, să fie alături de noi și să se implice ca să putem împreună schimba lucrurile și în acest oraș, dar și în țară. Avem oameni tineri, școliți peste hotare, care au entuziasm, dorință, motivație, au decis totuși să rămână aici, pentru că majoritatea pleacă să caute un viitor mai bun, o cale mai ușoară. Ei au decis să rămână aici în țară și să se implice. Dar avem și oameni cu experiență, care au trecut prin viață, s-au confruntat cu multe probleme, au soluții, cei tineri au viziuni și împreună, într-adevăr, putem forma o echipă sinergică, o echipă capabilă să facă lucrurile corect. Aceste alegeri ne dau nouă posibilitatea ca noi cu dumneavoastră să decidem cine va administra banii pe care noi îi plătim sub formă de taxe și impozite. Cine va organiza lucrurile corect și transparent, așa încât să ne rezolve nouă problemele, să fie într-adevăr un oraș în care noi să vrem să trăim. Spre regret, ceea ce se întâmplă astăzi la primărie seamănă foarte mult cu starea în care a ajuns acest hotel pe care îl vedeți în spatele meu. Iată cum arată hotelul ăsta. Cam așa arată lucrurile în mare parte în primărie. Spre regret. Da, să pui pavaj, poate trebuie, poate necesar. Dar asta e cea mai mare problemă pe care o are orașul ăsta? Pentru asta nu trebuie multă minte. Pavajul pun chiar și copiii care nici 18 ani nu au și nici nu au contract și respectiv nici impozite nu se achită. Asta arată calitatea și modul cum sunt organizate lucrurile în primărie de la Chișinău. Dar trebuie un pic de aptitudini și înțelegere ce facem noi cu ambuteiajele. Aici e mai complicat. În primul rând trebuie să stopeze eliberarea la autorizații ilegale, să construiesc blocuri, dar locuri de parcare nu prea. Oamenii parchează pe trotuar și se creează ambuteiaje din cauza asta. Sau când se elaborează puzuri, planuri urbanistice zonale și se votează într-o veselie în Consiliul Municipal. De o majoritate cu semne mari de întrebare față de onestitatea lor. Când tu permiți construcția la blocuri unul peste altul, dar nu te uiți, dar câte locuri ai în școli, în grădiniță, ce se întâmplă? Omul trăiește la Botanica, își duci copilul în centru, sau trăiește la Boiucani, trebuie să duc copilul la Ciocana, pentru că nu are loc acolo, pentru că s-a construit haotic. Lucrul ăsta trebuie oprit. O altă problemă la care vreau să mă opresc, ține de peste 200.000 de apartamente care la noi sunt conectate azi la încălzire centralizată. Da, noi vorbim des, auzând de la televizor, oraș în care vrem să trăim, smart city și tot așa. Frumos! Cu ce se confruntă omul de rând? Când dai drumul la robinet, la apa caldă, trebuie să aștepți vreo 20 de minute, jumate de oră, până îți vine apa aceea caldă. Da? Până se scurge toată apa din sistem aceea răci. Când se pornește sezonul din încălzire, cei de la primele etaje, de regulă ce fac? Îngheață. Caloriferele sunt reci, dar factura îți vine. Cei care stau, să așteptăm să treacă ambulanța. Așa. Cei care trăiesc la ultimele etaje, ce fac? Sunt nevoiți să deschidă fereastra. Da? La noi, prețul gazului a bătut recorduri anul trecut. Dar noi, iarna, stăm cu ferestrele deschis. Foarte econom și inteligent. Da, eu înțeleg că noi am moștenit sistemul de încălzire centralizat de pe timp sovietic. Când totul era ieftin, trebuie de făcut repede, nimeni nu se gândea, dar cum să fie comod, cum se poate omul regla temperatura.
Asta e o problemă foarte importantă la care trebuie și primăria Chișinău și alte autorități să lucreze ca să o rezolve. Nu trebuie să mergem departe. În Chișinău sunt blocuri unde a fost modernizat sistemul de încălzire, unde omul, fiind conectat la încălzire centralizată, deschide robinetul și are apă caldă într-o minută, unde are contor la căldură și își poate regla temperatura. Noi avem peste 60 de blocuri unde a fost modernizat lucrul ăsta, doar datorită eforturilor la termoelectrica, care au reușit să convingă oamenii și în pofida la indiferența din partea primăriei. Dar primăria trebuie să fie prima cointeresată ca să informeze cetățenii. Oamenii nu știu. Fiecare are problemele lui. Dimineața la lucru, seara acasă, copii, școală și tot așa. Deci primăria trebuie să ia inițiativa și să creeze un grup de lucru împreună cu guvernul, cu ministerele, cu alte instituții, ca să începem a rezolva problema asta. Mai ales că avem experiență, sunt peste 60 de blocuri care au fost deja modernizate. O altă gravă problemă care a afectat primăria și respectiv o simțim consecințele pe viața noastră, de zi cu zi, asta e corupție. Și faptul că noi suntem astăzi prezenți, anume aici în fața la Hotelul Național, care este de fapt și monumentul corupției și eșecurilor din reforma justiției, nu întâmplător, nu suntem întâmplător aici. Pe de o parte, nouul Ceban ne spune că el luptă să aducă înapoi terenurile la municipiu. Bun. Ce vedem noi în realitate? Iată, în jurul nostru sunt 1,3 hectare de pământ pe care Ceban nu că nu vrea să le întoarcă, el vrea să le dea gratuit lui Andronache și lui Șor. Și noi cu domnul Gligor și cu alți colegi din societatea civilă și jurnaliști, de 2 ani de zile ne chinuim să oprim această schemă, cu toate că există decizia Curții Supreme, care spune că terenul trebuie să revină la municipiu. De ce nu-l vinde Ceban? Terenul ăsta are o valoare de cel puțin vreo 6 milioane de euro. Poți să faci multe lucruri cu 6 milioane de euro. Nu, el vrea să-l dăie pe gratis, lui Șor și Andronache. Și noi trebuie să îmblăm cu domnul Gligor la procuratură și în judecat să-i convingem pe dânșii să ia atitudine. Să întoarcem acest teren la municipiu. Deci lucrurile nu mai pot continua așa. Și de ce, dacă vrem să facem o schimbare și la noi în oraș, și la noi în țară, noi trebuie să ne implicăm. Nimeni nu o să facă curat în locul nostru și ordine. Eu vă îndemn, în primul rând, să vă uitați la candidații propuși de Partidul Schimbării și la funcție de consilieri și, în afară de acești candidați, să vă uitați profilul lor, educația, experiența de viață, declarațiile de avere. Vreau să vă asigur, pe lângă acești candidați, chiar dacă nu venim pe listă, mulți din noi neapărat o să fim parte din echipa care se va concentra, se va implica în rezolvarea problemelor. Noi cu domnul Ștefan nu suntem membri ai Consiliului Municipal, dar asta nu ne încurcă. Din timpul liber care îl avem, să găsim timp să ne luptăm cu schemele de corupție, să mergem în judecată, să scrim plângeri la procuratură. Deci, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, noi vom continua lucrul și efortul nostru în fiecare zi. Doar că fiind în interiorul Consiliului Municipal, noi avem mai multe pârghii. Noi putem face și mai mult. Și pot să vă spun din experiența mea proprie, un an de zile, în 2020, am fost în Consiliul Municipal. Pot să vă spun, chiar și un singur om poate face multe lucruri dacă este pregătit, dacă este ferm în ceea ce spune, dacă se bazează pe documente și pe legi. Poți opri schemele și poți convinge alți colegi să faci lucrurile corect. Nu așa că am pus azi asfalt, am asfaltat o stradă și peste o lună hai să săpăm, am uitat că trebuie să schimbăm canalizarea sau apa. Noi și așa avem bani puțini la primărie. Păi hai să-i cheltuim rațional. Cineva trebuie să fie acolo în Consiliul Municipal să-i tragă de bânii, că băi, oameni buni, stați, nu se face așa. Hai să gândim, să calculăm 7 ori măsoară și odată taie. Noi avem nevoie de oameni care înțeleg și au curajul să spună lucrurilor pe nume și să facă lucrurile corect.
și să ceară de la alții același lucru. Eu vă îndemn să susțineți echipa noastră, a Partidului Schimbării, neapărat să ieșiți la vot, să convingeți cei care încă nu s-au decis, doar prin implicare noi putem să ne decidem viitorul nostru. Vă mulțumesc și cu Doamne ajută! Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Mihai Avram și sunt un membru nou în echipa Partidului Schimbării. L-am cunoscut la biroul partidului pe domnul Ștefan Gligor, președinte. În luna august. Și l-am invitat să colaborăm. Eu mi-am absolvit studiile în anul 2015, în drept. În ultimii 9 ani am activat în domeniul atragerii finanțărilor din Europa, atragerii granturilor pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Am lucrat la cel puțin 4 proiecte mari de modernizare a transportului public, de dezvoltare a mobilității urbane în municipiul Chișinău. Am contribuit la atragerea peste 60 de milioane de lei pentru îmbunătățirea transportului public din orașul Chișinău, fără a fi consilier municipal sau funcționar public. Vreau să vă spun că eu m-am regăsit în echipa domnului Ștefan Gligor și domnului Sergiu Tofilat, echipa Partidului Schimbării, care nu se opresc să lupte pentru beneficiul cetățenilor, pentru siguranța și confortul tuturor oamenilor din Moldova. Și astăzi vreau să mă alătur efortului de a îmbunătăți viața celor care locuiesc în municipiul Chișinău. Corupția este principalul oponent al nostru. Noi vrem să batem și să facem ordine, să curățim primăria de corupția care ne face pe noi toți să suferim. Dar corupția sună destul de abstract. Corupția. Cineva e amită. Ce legătură are asta directă cu noi? În unele zile eu, și sunt sigur că dumneavoastră ca și locuitori ai Chișinăului, vă dați întrebarea. De ce să mă implic eu, când sunt alții mult mai capabili să se implice în locul meu? Și cred că asta este cea mai mare victorie a celor corupți. Că au făcut ca vocea dumneavoastră să pară neînsemnată. Că au făcut în așa fel încât implicarea să pară imposibilă și inutilă. Vreau să vă spun că rezultatul la această înfrângere a noastră este faptul că la alegerile din municipiul Chișinău din anul 2019 au participat doar 35-37% din locuitorii capitale. Ceilalți, din păcate, dezamăgiți, indiferenți sau care deja au ales să se focuseze pe alte lucruri, pentru că așa li s-a dat de înțeles, că vocea lor mai puțin contează. Vreau astăzi să vă spun că vocea fiecăruia contează. Pentru că atunci când există ambuteiaje, noi toți stăm în ele. Noi toți respirăm aerul poluat. Noi toți respirăm aerul poluat cauzat de stația de depurare, care în toți acești 4 ani nu s-a rezolvat problema. Noi toți suferim de numărul mic de locuri în școli și grădinițe. Noi suferim din cauza facturilor prea mari la energie și căldură, datorită izolării proaste a blocurilor vechi. Vreau să vă îndemn și să vă aduc aminte că votul vostru contează, vocea voastră contează, chiar și o singură voce este suficientă ca să oprească marile scheme de corupție și astăzi am văzut azi în discursul domnului președinte Ștefan Gligor și în discursul vicepreședintelui domnul Sergiu Tofilat. O singură voce poate opri scheme de milioane. Aportul la oameni poate aduce bani din Europa, noi putem îmbunătăți transportul public și o vom face mai bine dacă vom fi parte a Consiliului Municipal. O vom face mai bine cu suportul vostru pe care mizăm. Programul nostru electoral
pentru municipiul Chișinău. Poate fi împărțit simplu în 5 pași. Toate pornesc de la combaterea corupției. Pasul 1. Combaterea corupției și scoaterea ambuteiajelor din oraș. Ambuteiajele din oraș sunt produsul gestiunii proaste a traficului urban. Primăria Chișinău nu știe cum să gestioneze traficul, o face prost. Ineficiența lor la nivel de transport public face ca oamenii să-și cumpere mașini și apoi să le folosească. Nu este vina oamenilor că își cumpără mașini. Este rezultatul inacțiunii și ineficienței administrației publice. 2. Rezolvarea problemei cu blocurile locative sovietice. Prețurile mari, deosebit de mari la gaz, care le-am simțit acum, mai ales după anul 2022, după războiul de Ucraina. Facturile au crescut substanțial. În cazul în care noi, în anul 2019, am fi început un program de izolare a clădirilor, de eficientizare energetică, de îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu căldură, nu am fi ajuns să plătim aceste facturi nerezonabile pe care le plătim noi în Moldova, dar cei din România plătesc mai puțin, chiar dacă locuiesc într-o țară mai dezvoltată, unde prețurile, per general, sunt mai mari. Numărul 3. Siguranța rutieră. Vrem să securizăm trecerile de pietoni, ca atunci când trimitem copiii la școală să nu ne fie frică la fiecare trecere pe care ei trebuie să o parcurgă până ajunge la școală și înapoi acasă. Am vrea să adăugăm iluminare stradală în locurile unde există riscul sporit de accidente rutiere. Am vrea să măsurăm și să facem auditul de securitate a tuturor drumurilor din Chișinău și să facem intervenții cu precizie acolo unde putem salva vieți. Persoanele care au decedat pe trecerile de pietoni, fiecare tragedie din fiecare familie, trebuie să învățăm lecția acestor tragedii și să nu o repetăm. Spațiile verzi. În ultimii ani, spațiile verzi au devenit locul în care poate să se extindă clădiri, clădiri ilegale, construcții. Certificate de urbanism s-au dat celor care vreau să construiască în parcuri. Datoria noastră este să întoarcem aceste spații verzi cetățenilor, să facem o verificare a tuturor acestor construcții ilegale și să ajustăm felul în care se administrează spațiile verzi din orașul Chișinău. Spațiile verzi sunt necesare. Noi toți am văzut în timpul pandemiei COVID cât este de important să avem un loc unde să mergem cu copiii, să ne plimbăm animalele de companie, să petrecem timp cu oamenii dragi, ca să nu stăm închiși în apartamente micuțe, construite uneori cu încălcări. Și în a cincilea pas este, desigur, cel mai important din punctul nostru de vedere, crearea documentației esențiale pentru managementul urban. Primăria Municipiului Chișinău, la moment, funcționează cum ar funcționează un stat, cum ar funcționa un stat fără Constituție. Deci Planul General Urban este documentul fundamental pentru setarea vectorului de dezvoltare a Chișinăului. Atâta timp cât nu există acest Plan General Urban, avem construcții care nu sunt echipate cu locuri de parcare, avem blocuri locative fără școli și grădinițe, avem ambuteiaje infernale și tot asta rezultă din planificarea proastă. Deci aceștia ar fi primii pași care noi ne-am asumat. Aceasta este agenda pe care am împinge-o fiind în Consiliu. Și vreau să vă spun că oamenii din echipa Partidului Schimbării sunt suficient de competenți, sunt suficient de curajoși și sunt suficient de integri pentru a lupta cu această corupție care se manifestă în toate aceste feluri și a aduce pe agenda acele lucruri importante care ne vor face viața mai bună. Noi merităm să trăim într-un oraș bun. Noi merităm să ne construim viitorul pentru noi și pentru copiii noștri. Dacă nu-l vom construi noi, alții vor decide în interesele proprii să-l ruineze. De asta avem o oportunitate unică la data de 5 noiembrie, să ne implicăm,
să ne informăm și să luăm decizia corectă și asumată. Vă mulțumesc frumos! În continuare vom da cuvânt unora din consilierii noștri municipali. Vreau să invit alături de mine pe doamna Inga Cotoros, care va spune câteva cuvinte. Stimați chișinăuieni, onorați oaspeți ai capitalei, mă numesc Inga Cotoros, activez în cadrul ASEM ca conferențiar universitar, doctor în științe economice. Am decis astăzi să candidez cu echipa Partidului Schimbării la funcția de consilier municipal în Chișinău. În primul rând, permiteți-mi să felicit locuitorii acestui oraș cu sărbătoarea de astăzi, hramul orașului, să le doresc familiilor bunăstare, sănătate și tuturor oamenilor apropiați. Astăzi sărbătorim istoria, cultura și tradițiile capitalei noastre. În timp ce președintele Partidului Schimbării își susținea, domnul Gligor, își susținea excelentul discurs, mă gândeam la ce a însemnat frica pentru cetățeni în trecut și ce înseamnă acum. Trebuie să recunoaștem că toți avem anumite frici, dar important este cum le facem față. Mă gândeam la cât de timorați sunt în continuare cetățenii, cât de conformiști au rămas în multe, multe privințe, cât de convenabil li se pare unora să rămână în această atmosferă cenușie, gri, în care statul de drept nu s-a mai născut, iar instituțiile statului sunt fidele unor clientele politice sau, și mai rău, a unor grupări de crimă organizată, cărora le acoperă schemele imobiliare și furtul banului public. Una din aceste scheme o vedeți în spatele nostru. A început campania electorală, deplasându-ne în suburbii, în raioane, observăm cât de greu este să ieși în stradă, să protestezi, cât de la neîndemână este să spui că te opui, cum te duci mai bine să-ți faci cumpărăturile în weekend, să-ți plimbi copiii prin parc și să-i asiguri copilului tău meditații și pregătire pentru un viitor decent, pentru că actualmente studiile devin din ce în ce mai slabe. Astăzi ne-am adunat aici, ghidați de sloganul partidului, să le spunem oamenilor, locuitorilor capitalei, că schimbarea este posibilă în acest oraș și anume e posibilă prin implicare. Îndemnul nostru este să depășim conflictele care sunt izvorâte din temperament și ego. Va trebui să le lăsăm la intrare în primării și în consiliile locale pentru a reprezenta interesele oamenilor și nu ego-urile noastre. Haideți să facem ca Partidul Schimbării să nu fie o poveste despre oameni în continuare, despre unii oameni. Ne dorim să fie o poveste despre valori, despre convingeri,
Pentru că numai în felul acesta va deveni o platformă a cetățenilor. Să stabilim ce va face fiecare dintre noi, care este mandatul și misiunea fiecăruia dintre noi. Cum poate fiecare contribui la dezvoltarea și înflorirea municipiului Chișinău. Zilnic toți ne confruntăm cu aceleași probleme majore. Trafic din cauza construcțiilor ilicite, fără autorizații sau plasate haotic. Starea proastă a drumurilor principale și cele de intracartier. Insuficiența transportului public. Lipsa parcărilor, insuficiența zonelor verzi, lipsa locurilor de agrement, după cum și-au menționat antivorbitorii mei, corupția și birocrația din actuala cârmuire. Vreau ca Partidul Schimbării să meargă mai departe fără compromis cu o identitate proprie și astăzi, aici, vreau să o spun ferm. Credem într-o administrație publică transparentă și eficientă. Credem că Partidul Schimbării este acea axă a politicilor de modernizare, că este axa care va aduna la un loc toate acele grupări, acele mișcări, acele asociații, organizații care au resurse puternice de oameni și de idei și care vor să vină împreună cu noi, să ne adunăm, să creștem împreună copiii noștri, nepoții și strănepoții într-un oraș european, lăsând orgoliile într-o parte. Credem că grupuri de inițiative locale ne vor susține și vor veni cu noi. Credem că organizații civice pot livra expertiza și să creștem acest municipiu cu bine împreună și organic. Credem că putem crește în continuare, că începând de astăzi, Partidul Schimbării intră într-o nouă poveste, în povestea unui partid puternic, a unui partid tânăr, un partid conștient de miza pe care o are în fața lui și vom fi în stare să onorăm această răspundere, să creștem această miză, pentru că știm să mergem în consilii locale, știm să urmărim dezbaterile publice, știm să urmărim cum se alocă acele contracte de achiziție publică și să verificăm cum sunt făcute aceste atribuiri. Știm să interesăm pe cetățeni în proiecte mici, în proiecte de interes cetățenesc și local, în proiecte de interes civic. Știm să combatem corupția și exemplul elocvent, hotelul din spatele nostru, este o probă în acest sens. Știm și ne asumăm buna administrare a banului public. Știm să-i familiarizăm pe cetățenii noștri, încet, încet, cu mesaje, cu analize și viziuni de dezvoltare a acestui oraș, care ne va ajuta, respectiv și pe noi, să schimbăm paradigma indiferenței. Stimați locuitori, vreau să vă îndemn ca pe data de 5 noiembrie să fim uniți pentru a face schimbarea cu adevărat a acestui oraș, să ieșim la vot și să susținem echipa Partidului Schimbării. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc ca aceste două zile minunate de sărbătoare
Să aveți parte de o sărbătoare frumoasă alături de cei dragi. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! În continuare invit un alt candidat la funcție de consilier municipal, expert în arhitectură, domnul Ruslan Popazov. Stimați cetățeni, ce vede un turist străin când vine în Chișinău? Arhitectură socialist-modernistă cu fațade murdare într-o stare foarte deplorabilă. Trafic infernal și coboară din taxi, fiindcă mai repede pe jos decât cu mașina. Și vede când vagabonzi prin parcuri și prin străzi. Un oraș cu arhitectură marcată cu o corupție nici de cum de standarde moderne și de proiectare de urbanism. Noi venim să schimbăm lucrurile. Municipiul Chișinău are nevoie de arhitecți și urbaniști, de arhitectură și urbanism modernă și contemporană. Eu mă numesc Ruslan Popazov, sunt arhitect licențiat în domeniul de proiectare. În parcursul activității mele profesionale, lucrând în diferite țări, mi-am pus întrebarea de ce în vest orașele sunt așa de curate și la noi arată așa cum arată. Chișinăuienii consideră aspectul orașului o problemă prioritară. Conform sondajelor, cetățenii sunt deranjați de trafic, transport public aglomerat, drumuri proaste, gunoi de pe străzi. Ce propunem noi? O politică clară de dezvoltare a orașului, cu un plan urbanistic general pe care propunem să-l elaborăm și să-l aprobăm timp de 2 ani. Îndeajuns și-a bătut joc arhitectura acestui oraș Ivan Ceban și majoritatea lui din consilierul municipal cu aprobarea puzzle-urilor la pachet. Implementarea unui cod urbanistic care va stipula standarde în amenajarea fațadelor și a străzilor, trecerilor securizate de pietoni și a parcurilor și a spațiilor publice. Vom adopta normative cu privire la finisarea exterioară a clădirilor publice și a blocurilor locative din fondul vechi. Să încurajăm și să ajutăm la formarea asociațiilor de locatari în condominiu, pentru ca locatarii să poată să gestioneze fondul locativ eficient și responsabil, să amenajeze locuri de parcări și spații lângă casa blocului, amenajarea parcărilor, face reparații în scara blocului, contracta servicii de salubrizare și reparații curente de mentenanță. La fel, implementarea proiectelor BIRD cu eficiență energetică, înveloparea termică și reabilitarea tuturor clădirilor din municipiul Chișinău, spitale, școli, grădinițe și blocuri locative. Și nu în ultimul rând, parcările. Până în prezent nu a fost reglementat și implementat un sistem de parcări auto. Foarte simplu, este un regulament în București, trebuie de luat, de făcut copy-paste și de șters cuvântul București și de pus cuvântul Chișinău, de implementat și problema se rezolvă. Ce înseamnă asta? Să faci un fond de parcări unic, în formă electronică, fiecare persoană poate să participe la licitație pentru a arenda un loc de parcare lângă scara blocului pe termen de un an. La sfârșitul acestui an, iarăși locul se scoate la licitație și cine câștigă, iarăși folosește același loc timp de un an. Din banii ăștia, la fel, să investește și să facă alte locuri de parcări. Și în final, de municipiul Chișinău trebuie să ocupe profesioniști, arhitecți și urbaniști, care au studii, viziuni și experiență. Oameni care știu ce trebuie de făcut și cum trebuie de făcut. Cum trebuie de gestionat criza și ca să nu ajungem în corupția guvernanților locali din Chișinău. Mersi mult! Mulțumim mult! Mulțumim mult! Mulțumim, Ruslan! Acum aș dori să mă invit colega noastră, doamna Rodica Tkaci, candidată la funcția de consilier municipal în Chișinău. Bună ziua, stimați cetățeni ai capitalei și ai țării. Sunt Rodica Tkaci. Sunt istoric și psiholog de profesie.
în prezent activez la Arhiva de Stat a Moldovei, în special studiez și digitalizez dosarele celor necăjiți care au fost arestați și întemnițați ori împușcați, indiferent de naționalitate, în perioada anilor 1939-1955. Mă prezint în calitate de candidat la consilier municipal în cadrul Partidului Schimbării. De ce? Pentru că vreau să contribui într-adevăr la schimbarea municipiului Chișinău. Chișinăul este fața țării, simbolul funcționării structurilor statului. Însă și Chișinăul se sufocă din cauza gazelor, a mirosurilor. Ne sufocăm nu doar în stradă, ci și în propriile case. Eu zilnic merg la serviciu dintr-un capăt de oraș în altul cu troleibusul. Cine circulă cu transport public înțelege ce vreau să spun. Da, e bine să mergem cu transportul public, mai ales pentru dezvoltarea problemei traficului. Și mai mult, dar nu vreau să fiu înăbușită în interiorul acestora în orele de vârf. Nu vreau să ajung la destinație cu haina ruptă. Nu vreau să fiu furată sau îmbrâncită. Săptămâna care a trecut, am sărbătorit Ziua Sănătății Mentale. Această zi există nu în zadar. Sănătatea mentală a ajuns să fie în secolul nostru o problemă reală în rândul tinerilor, dar și a celor în etate. Un stat cu economie și justiție defectă își lasă amprenta negativă asupra majorității. Însă un oraș public sufocat, cu ambutiaje de kilometri, contribuie și mai mult la stările depresive și creșterea anxietății. Cel mai grav este că în Moldova noastră mică sunt mii de cazuri de nou-născuți care au afecțiuni de sănătate mentală. Toți acești copii necesită un tratament special. De prin toate localitățile, oamenii își aduc copiii la capitală cu speranță. Dar în Chișinău e și mai complicată situația. Cadrele specializate sunt stoarse de puteri, făcând o muncă enormă pentru un salariu mizer. Tinerii care termină facultățile cuvenite nu doresc să lucreze în domeniu, pentru că munca respectivă nu este remunerată pe merit. Mai mult, dacă în restul țării se închid școli din lipsă de copii, în Chișinău avem o concentrație nemaipomenită ai copiilor în clasele de studii, până la 40 de copii, într-o singură clasă. Părinții așteaptă cu ani rândul la grădiniță. De multe ori sunt nevoiți să dea mită pentru a rezolva problema. Cu regret, constat că în toți acești ani nu s-a făcut prea puțin pentru a soluționa aceste probleme. S-a permis construirea 10.000 de apartamente fără a obliga companiile de construcție să asigure noile cartiere cu infrastructura necesară. În primul rând, grădinițe și școli. Eu doresc schimbare pentru mine, pentru noi. Și e timpul de privit lucrurile așa cum sunt. Avem în primărie oameni care nu știu să-și justifice nici funcțiile și nici averile. După 10 ani de revoluție franceză, Napoleon a zis: ajunge atâta revoluție. Haideți să trăim. Așa propun și eu. Haideți la muncă. Ajunge atâtea concerte din bani publici. Ajunge atâta corupție și populism. Cartiere haotice, rețele de apă și de canalizare, pierdere peste putrede peste care se așterne pavaj scump.
cu scrânciobe de milioane și concerte din bani publici, la locuri vizibile, dar pe străzile mai dosite jale. Deschideți ochii, oameni buni. Haideți să încredințăm orașul unor oameni care nu vă vinde interesele. Haideți să aducem schimbarea în municipiul Chișinău. Să facem schimbarea împreună cu dumneavoastră, alături de Ștefan Gligor și echipa schimbării. Soluții sunt și vă rugăm, votați corect. Mulțumim frumos! Mulțumim, doamnei Tkaci. Echipa noastră de consilieri la municipiul Chișinău va fi una cu expertiză din diferite domenii, după cum am demonstrat. Avem în cadrul nostru oameni care se pricep în arhitectură, oameni care se pricep în istorie, psihologie, educație, sănătate mentală, mobilitate urbană, atragere de finanțări. Vă asigur că am fost atenți la selecția celor care i-am pus pe listă. Toți au fost verificați. Au fost verificați pe partea de integritate și pe partea de curaj. Dar acum vreau să trec la o problemă de asemenea egal de importantă pentru noi, și aceasta este suburbiile orașului Chișinău. Noi credem că orașul trebuie să funcționeze în tandem cu suburbiile și practica europeană arată tendința de decentralizare, ceea ce înseamnă că o mașină sau o familie din raionul, din suburbia Ghidighici nu trebuie să aducă zilnic la școală copiii în Chișinău. Trebuie să existe școli de calitate în suburbii, infrastructură vitală și minimum necesar ca să nu avem situația care o avem astăzi cu ambuteiajele și cu presiunea față de infrastructura din municipiul Chișinău. În acest sens, strategia noastră la nivel de partid a fost ca să adunăm lângă noi oameni bravi, curajoși, care vor să ne reprezinte în aceste suburbii. În aceste alegeri vom avea candidat la funcția de primar și la funcția de consilieri în Grătiești, Trușeni, Bubuieci și Vadul lui Vodă. Vreau acum să prezint un domn extrem de curajos care ne-a abordat, care a decis să se alăture efortului Partidului Schimbării de a face ordine și de a lupta cu corupția, candidat la funcția de primar al comunei Grătiești, domnul Coșeru Ion. Stimați domni, stimate doamne, stimați chișinăuieni, domnule președinte, cum sunteți, stimați colegi, numele meu este Ion Coșeru, sunt actor de teatru și film, profesor și în discursul meu voi aborda câteva aspecte ce țin de calitatea suburbiilor sau implicarea municipiului Chișinău, a primăriei din municipiul Chișinău, privind suburbiile. Și voi începe în felul următor. Cu muncă și cu răbdare poți face cât unul mare. Este morala unei fabule scrise de George Topârceanu. De ce am ales fabula? Pentru că sunt actor. Și mai mult decât atât, eu nu doar îmi imaginez faptele, întâmplările, acțiunile, rezultatele. Eu doar le mai și văd și le consider că ele pot fi executate și posibile. A fi primar nu este un moft. Este o responsabilitate asumată. Știu că pot să realizez obiectivele propuse și știu că sunt persoana potrivită care nu cedează în fața greutăților și mai ales în fața oportuniștilor. Se știe că în anul acesta, pe 5 noiembrie, s-au înscris în campanie electorală foarte mulți oportuniști sau, să nu le zicem pe nume, oameni întâmplători. Mulțumesc domnului Ștefan Gligor, președinte Partidului Schimbării, că mi-a acordat încrederea și curajul de a fi candidat la funcția de primar a comunei Grătiești din partea Partidului Schimbării. Grătiești este o suburbie a municipiului Chișinău, dar
din păcate, este de departe cea mai prost susținută, hai să spunem așa, la toate capitolele, și transport, și servicii, și investiții, și educație, și cultură, și terenuri amenajate. Grătiești are individualitate, dar din păcate problemele care o înneacă nu sunt doar cele care se speculează. Lipsa apei sau lipsa transportului public sau lipsa terenurilor de joacă sau lipsa infrastructurii decente, lipsa trotuarelor. Astea sunt, este perfect adevărat. Dar pentru mine cea mai mare problemă în Grătiești este lipsa comunicării din partea administrației publice locale, care a fost pe parcursul mai multor ani și în special a ultimilor 8 ani de zile, și toate problemele de aici rezidă. Deci dacă nu ai o comunicare cu locuitorii, dacă nu-ți respecti locuitorii, sigur că vei avea aceste probleme și cu transport, și cu mobilitate, și cultură, și educație, și terenuri, și investiții. Vin în fața dumneavoastră și rog și invit și locuitorii comunei Grătiești, formată din satele Grătiești și Hulboaca, să pună punct dezmățului și acestei lipse totale de comunicare și respect față de locuitori. Să dea un credit de încredere Partidului Schimbării, oamenilor din acest partid, și să își permită luxul de a avea încredere că la Grătiești și Hulboaca pot exista lucruri decente, că pot exista drumuri decente, că pot exista instituții transparente, că pot exista investiții. Eu la Grătiești mă aflu din 2005. Prima dată am ajuns acolo în calitate de profesor în cadrul școlii de arte, unde am predat arta actorului, arta vorbirii și mișcarea scenică. Ulterior, din 2014 am obținut și funcția de director adjunct, ca peste puțin timp, în 2017, fostul director să mă propună la funcția de director. Am acceptat această provocare de loc ușoară, dar partea cea mai delicată este că atunci când vii și ai niște viziuni și vrei să faci ceva într-o localitate unde nu s-a făcut nimic aproape 30 de ani de zile, care se află într-o stare absolut deplorabilă, dacă nu mă credeți, duceți-vă pe la Grătiești și veți vedea, inclusiv de la intrare. Partea cea mai delicată cu care m-am confruntat când administrația publică locală pune piedici unei persoane care vrea să facă ceva. Și atunci doar prin luptă, prin caracter, te implici, pui piciorul în prag și zici: școala de arte are nevoie de susținere, are nevoie de dezvoltare și, cel mai important, are nevoie să fie în susținerea copiilor din localitate. Problema care a fost expusă anterior, că mulți copii sau mulți părinți își aduc copiii în Chișinău la instituțiile de învățământ și din cauza aceasta s-au format aceste clase cu un surplus în exces de copii, câte 40, mulți se întorc la Grătiești să studieze la școala de arte. Atunci când administrația publică locală pune piedică și zice: noi nu avem nevoie de așa de mulți artiști în satul ăsta să meargă la Chișinău să învețe, atunci când administrația publică locală pune la îndoială că într-o școală este nevoie să fie infrastructură, cabinet sanitar, apă, căldură, geamuri, uși, condiții decente de activitate pentru copii, asta este o problemă. Părinții care și-au dat copiii la școala de arte din Grătiești în perioada cât am activat în calitate de director știu foarte bine și cu siguranță au văzut aceste schimbări, că timp de 2 ani și jumătate cât am activat în calitate de director, lucrurile s-au schimbat. Dar așa cum spuneam, că administrația publică locală formată din primar, contabil șef, consilieri, dintre care 7, dacă nu greșesc, cu studii juridice, au făcut tot posibilul, dar absolut tot posibilul, pe toate căile posibile,
să îngrădească accesul la informație, să nu-mi dea voie să lucrăm decent, să nu ne permită să primim copii ca să-i motivăm să fie mai buni, să pună piedici în a activa, să-ți zică că tu nu ai nevoie de pedagogi foarte mulți, că tu trebuie să o lași așa, mai încet, că noi avem alte probleme, avem de făcut drumuri. Se fac drumuri cu ghilimelele de rigoare. Așa, în ultimul an au început că este campanie electorală și noi știm cum funcționează. Și în 2021 am fost pur și simplu tăiat la mod figurat și eliberat din funcție. Evident, când zici consilierilor că este o încălcare și domnul primar abuzează flagrant de ceea ce se întâmplă, s-au făcut că plouă. Instanța de judecată mi-a dat câștig de cauză și atunci toți au pus capul în nisip, pentru că nu vor să-și asume. Candidez la funcția de primar a comunei Grătiești, fiindcă știu că sunt persoana potrivită și persoana care are caracter și care cu siguranță nu voi da mânele în jos, iar oportuniștii, oamenii întâmplători, neprofesioniștii, trebuie să-și caute altă ocupație. În primăria comunei Grătiești se poate de făcut și de adus proiecte investiționale, se pot face lucruri majore care pot să contribuie la dezvoltarea acestei localități. Așa cum spuneam, nu vin singur în această provocare. Sigur că totul se întâmplă cu o echipă de oameni integri, cum spunea domnul președinte, integritatea și profesionalismul poate face diferența. Echipa pe care o am în spatele meu și inclusiv a Partidului Schimbării, în persoana domnului Ștefan Gligor, mă motivează ca să vin, să pun mintea la contribuție și, cum zic oamenii din popor, osul la bătaie, pentru că la Grătiești este foarte mult de lucru. Dar cu siguranță se poate de obținut rezultate bune și drumuri și instituții, și apeduct, și canalizare, și cel mai important, oamenii care se confruntă două lucruri. Apa. Și Hulboaca și Grătiești suferă pe această cale și atunci când administrația publică locală spun că nu ține de competența noastră timp de 8 ani de zile, este un foarte mare semn de întrebare că oamenii pur și simplu au ajuns acolo întâmplător. Și al doilea aspect, transportul public. În Grătiești, singura cale de acces sau pe care circulă transportul public este strada Doina. Cu siguranță știți că aveți, mulți dintre dumneavoastră aveți persoane dragi lângă, înmormântate în cimitirul Doina, care se află acolo. Cu siguranță ați circulat pe acea stradă. Până ajungi la Grătiești, deloc nu este vesel. De aceea, stimați chișinăuieni, stimați grătieșteni și hulboceni, chiar dacă eu nu sunt un băștinaș și nu m-am născut la Grătiești, am venit cu toată ființa și am încercat să mă implic atât cât a fost posibil ca să creez condiții decente pentru copiii dumneavoastră și să scoatem în lume rezultatele copiilor dumneavoastră și a muncii copiilor dumneavoastră. Pe această cale vin și vă îndemn să nu vă fie frică, să nu ezitați, să nu cădeți în capcana oamenilor care zic că noi avem doi candidați de departe, cei mai profesioniști. Nimic mai fals decât aceasta. Oferiți-vă posibilitatea ca să aveți la primăria municipiului Chișinău un om care are integritate, profesionalism și care nu lasă capul în jos și mai ales să cadă la mici înțelegeri cu toți oportuniștii și toți cei care își doresc obținerea de profituri pe căi foarte ușoare și mai puțin legale. Pe această cale vă îndemn, inclusiv toți locuitorii din celelalte suburbii a municipiului Chișinău, să votați pentru Consiliul Municipal și pentru primăria municipiului Chișinău, echipa Partidului Schimbării, la funcția de primar pe domnul Ștefan Gligor, care nu o să dezamăgească, inclusiv echipa de consilieri a Partidului Schimbării, și cu Doamne ajută, dați-vă această șansă.
nu cădeți în frică sau într-o altă lume paralelă, votând candidați întâmplători. Vă mulțumesc, cu Doamne ajută și, cum zicea Topărceanu, cu muncă și cu răbdare poți face cât unul mare. Sănătate să fie! Mulțumim lui Ion, domnul candidat la primar, în funcție în Comuna Grătiești. Acum vrem să invităm pe domnul Mihai Andrei, candidat la funcția de primar în Comuna Trușeni. Vă invit. Bună ziua, mulți stimați cetățenii Comunii Trușeni, atât a municipiului Chișinău. Eu, Andrei Mihai, candidez la funcție de primar Comuna Trușeni. În 30 de ani care noi am avut la Trușeni, știți ce s-a petrecut. De distrus, s-a distrus tot și s-a încercat să facă ceva. S-a încercat să facă apiduct, s-a încercat să facă canalizare, s-a încercat să facă drumuri, transport a fost și mai drastic, am avut într-un timp când mai mergem pe rutiere. Echipa noastră de 10 persoane vrem să hotărâm problemele Comunii Trușeni, să nu mai fie dezastru ăsta care a fost 30 de ani. Am o rugăminte la toți trușenienii, nu mai votați pe cei care au fost până acum și v-au promis și s-au stăruit. Votați persoanele care vor să facă, sunt în stare să facă și cu ajutorul vostru noi o să facem. Mersi mult! Mulțumim mult domnului Mihai Andrei, candidat la funcția de primar a Comunei Trușeni. Acum vreau să invit pe domnul Alun Dodi, candidat la funcția de primar din partea Partidului Schimbării la Comuna Bubuieci. Domnul Alun. Bună ziua, stimați locuitori a Comunii Bubuieci și al municipiului Chișinău. Mă numesc Alun Dodi, sunt inginer de profesie și activez în calitate de manager a unei întreprinderi de transport internațional. Acest scrutin candidez la funcția de primar al Comunii Bubuieci și acest scrutin pentru mine este unul dintre cele mai importante examene în viață, deoarece este un examen asumat, benevol și conștient. Și totodată este pentru prima oară când candidez la o funcție și cer votul de încredere a cetățenilor din comună dată. Trăim vremuri grele. Pe de o parte, bugetele comunei sunt mici, iar guvernul nu alocă bani suficienți pentru dezvoltarea la nivel local. În această dependență cronică de surse financiare, suntem nevoiți să implementăm proiecte care depășesc limitele bugetului local. Cu înfrățirea și prin acordul de asociere, de colaborare cu primării din Uniunea Europeană, fiindcă altfel nu putem face față lucrurilor. În comuna în care candidez sunt o mulțime de probleme, deci suntem 3 localități cu aproximativ 9.500 de locuitori, dintre care cu drept de vot 7.800. Practic, în toate localitățile sunt aceleași probleme generale și mari. Lipsă de canalizare, drumuri stricate, uneori chiar lipsă totală de drumuri, construcții haotice, abuzive, aș spune eu uneori. Indiferent de bătăliile politice, anume autoritățile publice locale trebuie
se construiască infrastructura localităților. Un exemplu trist îl avem, spre exemplu, în comuna Cumulești, care este la 4 km de la Chișinău, cu 250 de locuitori aproximativ, unde lipsește total orice ce se numește infrastructură. Deci nu au un drum de legătură între Chișinău și comună, integral asfaltat. Nu au avut apeduc până acum recent, nu au canalizații, nu au avut niciodată, nu au un stadion și chiar au lipsă de transport public, nu este deloc, și nu au niciun elementar, un magazin. Și asta se întâmplă aici, în municipiul Chișinău, în secolul 21 și în 2023. Ca și în orice localitate, și la noi, la Bubuieci, avem nevoie de un plan de dezvoltare socioeconomic. Echipa Partidului Schimbării a implementat un program conform căruia vom implementa principii de urbanism modern și ordine în domeniile construcțiilor, fiindcă construcții sunt, dar se construiesc multe blocuri deoarece suntem o suburbie a municipiului, terenurile sunt ieftine și se construiește mult, dar nimeni absolut nu proiectează parcări, nu proiectează obiecte de infrastructură socială. Da. Merg în aceste alegeri cu o echipă formată din ingineri, contabili, juriști, specialiști, pedagogi și psihologi. Oameni care locuiesc în această localitate, care cunosc problemele acestei localități, care au dorit să se implice și care vor să schimbe lucrurile. Îndemn pe toți să ne susțină în acest scrutin, să votați Partidul Schimbării și proiectele pe care ne le-am pus și le-am asumat să le rezolvăm. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să ne susțineți. Domnul Anatol Gobjilă, care este candidat la funcția de primar în comuna Vadului Vodă, nu a putut fi astăzi alături de noi din motive obiective. Îi urăm succes în campanie. Îndemnăm locuitorii comunei Vadului Vodă să voteze prudent, să se informeze, să voteze cu atenție și să fie conștienți de faptul că administrația care și-o aleg va fi cea care îi va guverna în următorii 4 ani. Nu este un lucru simplu și le urez baftă și curaj. Acum, pe final, vreau să întreb dacă cineva din colegii noștri mai vrea să mai spună un cuvânt. Atunci, dacă îmi permiteți, domnul Vladimir, dacă îmi permiteți, în încheiere, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vreau să le mulțumesc celor care au urmărit această transmisiune. Îi privesc eu pe paginile noastre de partid cu ajutorul reprezentanților mass media. Și nu în ultimul rând, ne-am lăsat în campanie electorală într-o zi simbolică, de ziua de naștere a municipiului Chișinău. Asta, la sigur, e un semn bun. Eu vreau să-i felicit pe toți cetățenii ai municipiului Chișinău cu hramul orașului. Da, orașul nu este întotdeauna așa cum ne-l dorim. Dar cu muncă, cu dedicație, cu perseverență, votând oameni care au viziune, care au integritate și care au curaj. Pentru că fără curaj și energie nu ajungi nicăieri. Votând așa echipe, precum este cea a Partidului Schimbării, pe care am onoarea să o reprezint, vom schimba municipiul Chișinău spre bine. Vom scăpa de corupția endemică, de corupția sistemică,
care a dus la o degradare profundă a majorității sferelor din orașul nostru. Eu vă invit să ne susțineți și vreau să le urez tuturor chișinăuienilor prosperitate, sănătate, să vă bucurați de cei apropiați și de copiii dumneavoastră și să faceți tot posibilul ca să trăim în viitorul apropiat într-un oraș și municipiu mai bun. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi cât mai bună. La mulți ani, Chișinău!